Vlăduț face astăzi pâine. Pâine în casă, în casă la bloc. Și la pâine adaugă un sos. Ce mai e? Ce mai muncești? Sunt în faza în care trebuie să feresc pâinile de curent. După ce le-am modelat, ele arată cam așa. Sunt ca niște lipii, dar trebuie să mai crească. Cu multe semințe deasupra, sunt sub formă de sandwich. Adică în interior există puțină mozzarella, există mult busuioc proaspăt, frunze tocate de busuioc, dar și roșii deshidratate. Roșii deshidratate însă în ulei de măsline, sunt ținute în ulei de măsline, iar uleiul de măsline l-am folosit pentru a unge toată suprafața, apoi să presar semințele și, știu eu, restul de verdețuri uscate, oregano și un pic de, nu cimbru, ci, deci am folosit oregano și, stai și? Puțin că eu sunt foarte concentrat, rosmarin! Și rosmarin! Da, rosemary, da. Trebuie lucrat cu foarte mare grijă, nu trebuie ținut aluatul în curent, pentru că atunci sau în răcoare, pentru că acesta niciodată nu o să mai crească. Am deja o pâine scoasă de la cuptor, trebuie să le coc pe rând, pentru că mie îmi place să... Vai, cum arată! Ușor să nu rupem, Vlăduț, că mă omori! Să nu rupem. Nu chiar acum o să-ți dau să guși, Dani, nu, din, dragă, ca să vezi așa cum, la pachet, să mănânc pe avion. Cum arată, înțelegi? Imediat am să stai o bucățică să-mi spui ce gustare. Da. Nu e bine să o lăsăm nici prea mult la dospit, pentru că aceasta trebuie să rămână crocantă. Da. Ori dacă dospește, să presupunem prin ascult că este cald în bucătărie și e normal un aluat să dospească, atunci când vrem să o servim cu fondue, o tăiem pe lung, în fâșii de 4-5 cm și le mai dăm o dată la cuptor. În felul acesta, căldura le ia de jur împrejur, da, și devin ca niște grisine crocante. Am înțeles. Da.